După Cluj și pe străzile din Bistrița au început să apară tineri drogați. Două persoane cu un comportament ciudat au fost descoperite de jandarmi într-un cartier din oraș. Este vorba de doi bărbați, unul de 30 de ani, iar celălalt de 16 ani. Pe numele celor doi au fost întocmite actele de sesizare pentru infracțiunea de deținere de droguri de risc, conform legii numărul 143 din 2000, privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri republicate. Ulterior, persoanele au fost predate către IPJ Bistrița Năsăud în vederea continuării cercetărilor, a declarat major Georgeta Cășvan din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Bistrița Năsăud. Conform unui studiu al Agenției Naționale Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița Năsăud, în județ, unul din 10 elevi de liceu consumă substanțe interzise, indiferent de natura acestora. Recent, enSien a prezentat mai multe imagini cu persoane din Cluj care aveau un comportament anormal și care cel mai probabil consumaseră droguri sau alte substanțe psihoactive.